La noapte, în regiunile extracarpatice, înorările vor persista. Pe arii restrânse se va semnala ceață și vor fi condiții de burniță. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin, dar local, în zonele joase, se va forma din nou ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului și pe crestele montane. Temperaturile minime se vor încadra între -8 - -7 grade în depresiunile Carpaților orientali și 7-8 grade în dealurile de vest. În capitală, cerul se va menține acoperit și vor fi condiții de burniță. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 4-5 grade. Mâine, în sudul și în estul țării, vremea se va menține închisă, cu norări persistente și pe arii restrânse ceață și burniță. În celelalte regiuni, va fi în continuare o vreme în general frumoasă, iar valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil la senin, dar în prima parte a zilei, în zonele joase, local va fi ceață, chiar persistentă în depresiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 5 și 15 grade. În București, vremea se va menține închisă, cu nebulozitate persistentă și condiții de ceață și burniță. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade. La munte, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil la senin, dar pe văi și în depresiuni, local va fi ceață și nebulozitate joasă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste.